Prea mărit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Amen. Ne ridicăm cu toți în picioare, dragii mei, să cinstim al Domnului Cuvânt. Deschidem Cartea Sfântă la Epistola lui Iuda, capitolul 1, singurul capitol, și din primele patru versete, pagina 1204, Iuda 1, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu, Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubite biserică, scump lui Dumnezeu, în această seară ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră putem să fim la părtășie. Mă bucur că împreună cu soția mea, Diana, putem fi împreună cu dumneavoastră. Arare eu reușesc să călătoresc împreună cu ea. Dumnezeu a binecuvântat familia noastră cu nouă copilași este un pic mai greu să plecăm amândoi de acasă dar ne bucurăm de faptul că în această seară putem să fim împreună cu voi, împreună la părtășie. Mulțumesc fratului Pastor Grigore Creța pentru invitația făcută de a sluji împreună cu dumneavoastră la conferința de tineret care a fost și mulțumesc fraților din conducere care au avut această dorință și îngăduință ca să fim împreună la slujire Domnul să-i binecuvânteze. De asemenea, din partea Bisericii din Kitchener, din Canada, ducem sfinte salutări. Psalmul nostru fiind Psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului și să vă răspundă Dumnezeu atunci când strigați către El așa cum numai Dumnezeu din cer știe și poate să răspundă. În timpul rugăciunilor care au fost mai devreme, era o vedenie dată din partea lui Dumnezeu și spuneam tatălui păstor și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. În jurul bisericii, în jurul comunității, era pus ca un gard, și gardul acesta era un împrejmuire de protecție care era îngăduită din partea lui Dumnezeu. Dar era irregular, nu era cum am pune un perimetru specific care este destul de bine stabilit, ci era mai irregular. Domnul făcea de cunoscut că erau domenii în care trebuiau puse mai restrâns anumite limite și domenii unde era pus diferită limita. Și în sensul acesta, cei care erau din adunare trebuiau să se încadreze în aceste limite. Limitele erau date din partea lui Dumnezeu și prin înțelegerea și înțelepciunea sub călăuzirea Duhului Sfânt a slujitorilor erau impuse. Erau doi factori care luptau împotriva acestui gard de protecție. Din afară un vânt apăsa foarte tare și erau anumite influențe care încercau din afară să lovească în biserică, încercând să facă niște schimbări. Al doilea factor de luptă era dinăuntru și erau unele persoane care, privind la această împrejmuire, spuneau că nu-i bine. De ce trebuie limita pusă aici? De ce nu trebuie pusă acolo? De ce în felul acesta și nu în felul celălalt? Și aceste lupte se deau ca să se schimbe aceste limite care Dumnezeu le impunea. Domnul spunea... Trebuie rămas sub protecția care Dumnezeu o pune și să rămâneți în limitele impuse de Dumnezeu. Așa dorește Domnul. Și de veți rămâne în acele limite, veți rămâne sub protecția și binecuvântarea Lui Dumnezeu ca și biserică, ca și comunitate. Dumnezeu să vă ajută la aceasta. În baza acestui lucru și aceste descoperiri, m-am tot cugetat și am decis să rămân la acest pasaj din Iuda din capitolul 1, motivându-vă în această seară, dragii mei, ca împreună cu noi, cei din Kitchener și de pretutine care suntem frați împreună cu voi, la suferință, la răbdare, cum spunea Apostolul Ioan, care așteptăm pe Domnul Hristos să ne luptăm cu toți împreună pentru credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Mă bucur să mă fi născut român, în nația noastră suntem oameni foarte deștepți, din să cred eu cel puțin. Și am observat de-a lungul vieții mele, care n-a fost foarte lungi până aici, că suntem cu adevărat foarte deștepți. Noi suntem oamenii care știm să-i contrazicem pe cei de expertiză. De bună oară, dacă mergi la doctor și spune doctorul că ai o problemă, tu spui nu e adevărat, știu eu mai bine ca tine. Nu că eu am fost când eram eu mic, așa ne-a spus bunica că așa merge treaba asta. Și noi știm mult mai bine. Dacă vine un inginer să-ți proiecteze un proiect, vine alt subinginer român care spune nu, nu-i bine, subinginer în ghilimele. Și el spune nu-i bine acolo, stâlpul trebuie -ai pus aici. Noi avem coduri foarte concrete care ne arată, ne delimitează. Pe aceste coduri noi trebuie să lucrăm. Știu eu mai bine, arată mai fain dacă îl pui dincolo. Și noi ca nație suntem foarte deștepți. Și nu o zic acum ca o insultă, ci ne bucurăm că Dumnezeu ne-a și cap și judecată și gândire. Dar este un domeniu în care aproape cei mai mulți suntem cei mai deștepți. Și când este vorba de biserica lui Dumnezeu, aici parcă fiecare avem foarte multe idei. Dumnezeu a îngăduit ca în contextul bisericii, a slujirii, să însărcineze unii oameni cu capacitate din partea Duhului Sfânt să cărmuiască, să călăuzească biserica, să o ducă pe făgașul binecuvântat. Și aici Dumnezeu a îngăduit, cum spune Nefesem 4 cu 11, că el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători, oameni care sunt chemați să vegheze cu atenția asupra lucrării, să dea direcție lucrării lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Doamne ajută la aceasta. Noi ne uităm la acest slujitor și le spunem, frate, dacă făceai așa, era mai bine. Dar, frate, eu am avut de la Domnul călăuzirea, acum eu nu contest, dar tot cred că era mai bine dacă făceai așa. Mai da, am avut din partea Duhului Sfânt în biserică în lucrare. E adevărat, am auzit-o și eu, dar știi cum e cu lucrările? Eu cred că tot mai bine era dacă făceam așa. Și în domeniul acestea, toți suntem foarte luminați și am căutat, fiecare să venim cu un aport al nostru, vrând să dăm o nuanță mai bună lucrării lui Dumnezeu. În era în care noi trăim, în special în modernismul care ne-a conjurat, în care se caută întotdeauna schimbări cât mai mari să se facă. Dacă odinioară aveam un tipar de viață, în era în care noi trăim, aceste tipare toate s-au schimbat și ca să rămâi cuvântul acela relevant pe piață, va trebui să te actualizezi, să adaptezi tot ceea ce faci la contextul în care trăiești. Nimeni nu mai construiește magazine pe cine, unde cu hale mari. Acum suntem toți online. Și dacă vrei să cumperi ceva, intri online, baci două-trei butoane, numărul de card și îți vine acasă ceea ce ai cumpărat. Nici măcar nu mai trebuie să ieși din casă, e așa de simplu. Și dacă nu intri și tu online, devii un fel de chestie de fosil, așa epocă veche, care nimeni nu te mai caută. Ca să poți rămâne pe piață trebuie să fii relevant, actualizat. În același domeniu, dragii mei, unii oameni privesc înspre biserică și spun, ar fi bine dacă ne-am actualizat un picuț. Ar fi bine dacă am căutat și noi alte modele, metode, prin care să fim mai relevanți. Vezi că oamenii în ziua de astăzi caută ceva mai sofisticat, mai specializat. Îi adevărat, era o vreme când venia omul la biserică că trebuia să vină la biserică. Așa era rânduiala. Zicea cineva dată, frate, pandemia ne-a învățat că se poate și altfel. Putem să stăm și acasă, putem să ne uităm online, putem să nu venim la adunare, nu că e bine, ne realizăm că nu e bine, dar ne-a învățat pandemia că se poate și altfel. Și unii oameni privesc înspre adunare și spun ce bine ar fi dacă s-ar face niște schimbări. Uite, vezi pe ăia Uite uite câte lucruri fac, uite cât de dinamic, uite ce fain e acolo, de ce nu poate să să fie și la noi la fel. Și aceste presiuni se răsfrâng asupra conducerii bisericii, a bisericii lui Hristos și oamenii caută să facă schimbări de traiectorie, gândind că prin aceste actualizări vor da o nuanță mai bună lucrării lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun în această seară, dragii mei, cel care stă în fruntea bisericii, marele păstor, este Domnul Isus Hristos. Calea trasată a trasat-o El și n-a trasat-o ca noi să ne jucăm cu ea. Cu sânge sfânt a plătit răscumpărarea noastră și noi să rămânem sub tutela și această călăuzire a lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! Dar vin fel de fel de presiuni. Și vreau să vă spun, nu că numai acum, de 3, 4, 5 ani ci de 2000 de ani încă de la început au fost presiuni care s-au rătat împotriva bisericii omului Dumnezeu, apostolul Iuda caută să scrie unor frați despre niște elemente ale mântuirii noastre și el spunea în versetul 3 pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște am avut o dorință, spune Iuda am vrut să fac un seminar despre mântuirea Căderea omului în păcat, apoi mântuirea dată prin sângele lui Hristos, apoi lucrarea noirii făcută de Duhul Sfânt. Și Apostolul vrea să scrie aceste elemente într-un seminar care să-l trimită fraților. Dar, în momentul când se pregătește să scrie, apare Duhul Sfânt și vine o călăuzire din partea lui și spune nu nu trebuie despre asta, e nevoie de o luptă mai asiduă, care este mai mare și mai importantă, este nevoie să luptați pentru credința care s-a dat Sfinților odată și pentru totdeauna. Asta nu se schimbă, rămâne întotdeauna la fel. Și Apostolul Iuda își argumentează de ce? Pentru că el scrie unor frați, scrie Sfânta Scriptură, către cei care sunt chemați, sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și și păstrați pentru Domnul Isus Hristos. Vedeți, dumneavoastră, chemarea mântuirii ne-a făcut-o Dumnezeu la toți. Oricine crede în El poate să aibă viață veșnică și Dumnezeu cheamă pe toți oamenii, indiferent din ce națiune, din ce etnie, din ce limbă, din ce rasă ești tu, Dumnezeu dă mântuire, măriți să fie numele. Amin toți sunt chemați. Dar spune Apostolul Iuda că unii din aceștia chemați sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și din cei chemați sunt unii care devin aleși, care intră pe făgașul mântuirii, care se apropie de Domnul Hristos și intră în perspectiva mântuirii. Dar din aceștia sunt cei care sunt păstrați pentru Domnul Isus Hristos. Și aici, dragii mei, apare caracteristica credincioșiei. Noi trebuie să rămânem Credincioși până la capăt, Doamne, ajută. Pentru că toți sunt chemați, cei care intră în făgăduință sunt aleși, dar dintre cei aleși, toți trebuie să rămânem credincioși. Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne vrea. Și în acest context al lucrării de mântuire ne înmulțește pacea, îndurarea, dragostea, ca noi să creștem spiritual. Dar în aceste elemente binecuvântate, noi avem o chemare să rămânem credincioși lui Dumnezeu în baza credinței datei Sfinților odată și pentru totdeauna. Se pune o întrebare. Care este credința aceasta? Pentru noi cel mai des, acest, acest element, această sintagmă, se traduce printr-un cult la care noi aderăm. Păi credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este credința penticostală, credința baptistă. Alții vor spune credința ortodoxă, catolică, anglicană. Care este credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna? Într-o seară, un frate a un vis. Și în visul lui se făcea că era intrare la poarta Domnului. Și venea o ceată de oameni așa mare și deasupra ea o pancardă care scria ortodox. Și veneau și era curios să vadă ăștia, intră sau nu intră. Și o trecut mai departe de poartă. Apoi venea altă ceată de oameni, scria catolici. Și o trecut și ea de lângă poartă. Venea o altă ceată numiți baptiști. Și o spune, ăștia cred că trebuie să intre. Și o trecut și ea de poartă. A venit altă ceată și vedea că scrie pentecostal. Și trebuie sigur trebuie să intre și nu a intrat nici ăia. Și în urmă venea o ceată pe care scria deasupra mântuiții mielului. Și ei au intrat pe porți în cetate. Ei, dragii mei, desigur, doctrina care noi am învățat-o, o putem eticheta după baza doctrinară și noi căutăm să fim cât mai fideli Sfințelor Scripturii. Dar ce trebuie să înțelegem, Dumnezeu nu mântuie denominații, Dumnezeu mântuie oameni care se apropie de El și care rămân credincioși cuvântului Lui Dumnezeu. Și am vrea să vedem care este credința dată Sfinților, dată și pentru totdeauna. Și poate frații pentecostali vom spune, dar noi deja oricum știm că suntem pe ce cea bună. De asta mai aici la biserică, cu noi du Sfânt, Dumnezeu. Dar aș vrea să ne facem o evaluare în această seară, să vedem ce înseamnă această credință și care este baza în care ea se arată în patru elemente. Să ne verificăm dacă ne găsim și noi acolo și dacă nu, în această seară să ne pocăim cu toții. Pentru că apar aceste presiuni care se arată împotriva lucrării lui Dumnezeu și, de ce de la început, îndeosebi împotriva Bisericii. Și ca să putem vorbi și despre credința aceasta, care sigur creează un colectiv de oameni, va trebui să privim și la esența Bisericii. Unii se întreabă, Păi ce este biserica? Și Domnul Iisus Hristos ne arată El tiparul bisericii sale. Pentru prima dată când apare biserica ca și cuvânt în Noul Testament, o găsim în Matei în capitolul 16. Domnul Iisus Hristos folosește un cuvânt care e compus din două cuvinte. El înseamnă cei care sunt chemați afară din. Biserica este corpul celor chemați afară din lume, chemați să fie a lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Domnul Hristos în Matei 16 cu versetul 16, dar ai 15, dar voi le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru de răspuns i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și ți a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Observați, biserica lui Iisus Hristos, acea comunitate, este creată din planul divin, după designul lui Iisus Hristos și are o ancoră specifică dar se pune o întrebare. Pe cine este zidită biserica? Pentru că ne spune, tu ești Petru și pe această piatră am să-mi zidesc biserica mea. De aici catolicii au spus, păi noi suntem adevărata biserică, pentru că primul papa a fost Petru și pe Petru a fost zidită biserica lui Isus Hristos. Eu îmi pun o întrebare, așa este biblicoare? Oare Petru este fundația Bisericii lui Hristos? Observați ce spune. Și eu îți spun, tu ești Petru. Este un mic 1 aici în Cornilescu. Apoi și pe această piatră este un mic 2. Petru înseamnă să înseamnă o mică pietricică, o ruptură dintr-o piatră care este o mică fermitură de piatră. Petra este o rocă masivă, o piatră foarte mare, o stâncă foarte mare. Și Domnul spune, Petru, tu ești o pietricică tare mică, dar pe o piatră masivă și foarte mare am să-mi zidesc biserica mea și această biserică va dăinui. Nici iadul nu va putea să biruie biserica. Dar care este piatra aceea mare? Dacă vreți să înțelegeți, întoarceți în 1 Corinteni, în capitolul 10, în versetul 4, Apostolul Pavel destăinui aceasta spunând, și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beiau dintr-o stâncă, este petra în greacă, duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos, mărit să fie numele, dragii mei, Biserica lui Dumnezeu a fost zidită pe Domnul Isus Hristos. Petru declară, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și pe această declarație fundamentală, pe Domnul Isus Hristos, s-a zidit biserica, mărit fie numele. De aceea, cel ce de direcție, cel ce călăuzește, cel ce își construiește biserica, îi Domnul Iisus Hristos. Dacă noi vrem să punem mânuța noastră, să schimbăm noi traiectoria, designul, felul de a fi, avem de a face cu Cel ce a creat-o, cu Domnul Iisus Hristos. De aceea eu nu-mi permit păstor să fii. N-ai voie să schimbi ce a pus Dumnezeu ca standard pentru biserica ta. Și oricât de progresivă devine lumea, oricât de mult se actualizează, oricât de mult se schimbă lucrurile, biserica rămâne una și aceea așa Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele. Și va trebui să rămânem încadrați sub această învățătură a lui Dumnezeu. Cât privește Petru, ne spune în Efeseni, în capitolul 2, că noi am fost zidiți pe temelia făcută de Domnul, apostolul și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos, adică El este Cel care pornește, de la El vine direcția, apostolii care au auzit de la El ne-au transmis cuvintele și pe această temelie noi toți idim pe mai departe. Rămânem ancorați în Domnul Isus Hristos. Aș folosi o expresie poate mai directă. Lăsați biserica să fie biserică prea multe lupte în ziua de astăzi, să tot schimbăm, să tot îmbunătățim, chiar trebuie toate regulile astea, chiar trebuie tot ce scrie aici, tot ce scrie în Sfânta Scripturii de la Dumnezeu, dragii mei. Și să respectăm cuvântul Domnului, lăsați biserica să fie biserică. Îți destule cluburi în Paris, îți destule săl de noapte, îți destule locuri sociale în locul acesta. Aici e nevoie de o biserică a lui Dumnezeu și lăsați biserica să rămână biserică. Dar împotriva acestei biserici, dragii mei, se dau lupte asiduie de 2000 de ani. Iadul încearcă, nu poate birui, dar totuși încearcă. Și observați ce ne spune tot Apostolul Iuda în, capitolul 4, în versetul 4, vis-a-vis -vis de aceste lupte. Că s-au stricurat printre voi unii oameni, scriște mult pentru o sândă aceasta. Și sunt trei categorii de oameni. În primul rând, oamenii nevlavioși. Ăștia sunt oameni care n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Oameni care pur și simplu privesc la Dumnezeu și vor să-L sfideze în față. Oamenii aceștia legiferează păcatul. Oamenii aceștia cheamă societatea să se afunde tot mai tare în păcat și oamenii aceștia iubesc păcatul și din prisma lor se dă o luptă împotriva bisericii. De aceea când apar momente critice, când se dau legi stranii care pe noi ne încorsetează, să nu ne mirăm, lumea ne urăște că întâi la urât pe Domnul Hristos și noi totuși suntem chemați să fim un far în lume, să luminăm pe oameni chemându-i să vină la mântuitor Mântuitorul și Domnul Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Oamenii neevlavioși dau o luptă împotriva bisericii. Mai sunt în a, treia, a doua categorie oameni care tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos, ultima parte versetului. Ăștia sunt oamenii care nu sunt mântuiți și care nici nu le pasă de Dumnezeu. Nu numai că se împotrivesc, ăștia stau așa într-o stare în care îl sfidează pe Domnul. Și auziți, de 2000 de ani tot se spune că vine Isus. Oare chiar mai vine Isus? Și lumea din jurul nostru zace în plăcerea ei. Nu doar că alții legiferează, dar unii vrând să trăiască în păcat, se șifonează când se predică Evanghelia. Pentru că dacă haina ți pătată și intri într-o cameră foarte luminoasă, se ved petrele de, pe haină și atunci e o problemă. Dar dacă vii la lumină să fii curățat, Dumnezeu îți dă o haină nouă, te curăță de spală și te simți bine în contextul luminii. Lumea vrea să stea în păcat. Aici stă judecata, pentru că venind lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și oamenii aceștia, te găduiesc pe singurul nostru stăpân și domn Hristos. Au fost mulți fondatori de religie, au fost mulți oameni mari. Oricum au murit, sunt mormintele lor de ce Hristosul vostru e mai special și sunt oameni care te găduiesc pe Domnul. Dar mai este o categorie care luptă împotriva bisericii și ăștia sunt cei mai dureroși, dragii mei. Ne spune în a doua parte versetului oameni care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Ăștia sunt oameni care au venit la Dumnezeu, au vrut să facă parte din comunitate, dar nu le place standardul Domnului, nu le place ceea ce cere Sfânta Scriptură și iau harul și apoi îl dezbracă de esența mântuitoare, vrând să facă din el o pricină să trăiască pentru firea pământească. Oricum Hristos o muri pentru noi. Nu poți tu păcătui cât te poate ierta Hristos. Nu contează ce faci, numai crede că tot ne duce Domnul Rai. Și uite oamenii aceștia că Dumnezeu nostru-i bun, dar e și un foc mistuitor, dragii mei. Și cine nu se conformează, nu standardul lui om, a scripturii care ne cheamă la sfințire, n-are cum să vadă raiul. Doamne, sfințește biserica! La noi, în oraș, o biserică unitariană a pus steagul homosexualilor pe biserică. Un frate de credință, fiind foarte întristat, noaptea a mers și a scris pe jos cu grafiti. Romani 1 cu 28, biserica trebuie să rămână sfântă. A doua zi, această așa numită biserică, au chemat autoritățile, au chemat cei de la știri, au filmat acolo și au spus, este un act de ură împotriva noastră ca organizație. Cum îți permiți să spui așa ceva? Dar asta e creștin. O scris romani, o scris un verset din Biblie. Nu e o insultat, nu e o anatemină, că merg în iad. O scris romani, nu cu 28. Trebuie să rămânem la standardul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, o biserică s-a supărat și a chemat să vină autoritățile să investigheze act de ură ca și o crimă, pur și simplu în societatea noastră. Asta înseamnă oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și, din nefericire, apar pe alocuri printre noi și caută să infiltreze biserica, caută să schimbe direcția, caută să schimbe cerințele lui Dumnezeu. Și de aceea ne reîntoarcem la subiectul nostru. Dacă astea sunt luptele, ca să nu ne pierdem, eu pun o întrebare din nou. Care este credința dată Sfinților odată și pentru tot de una? Dragii mei, după Sfânta Scriptură, credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este credința în învierea din morți. Și în această credință se fundamentează lucrarea care Dumnezeu făcea de mântuire și prin care și noi, privind în ea, crezând în ea, ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Ascultați ce spune Biblia în Cartea Romanii, în capitolul 4, despre un om numit Tatăl Credinței, 4 cu 17, după cum este scris, Te-am rânduit să fii Tatăl Murtor Neamuri. El, adică este Tatăl nostru, înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi nădăjduin împotriva oricării nădești, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta, în Dumnezeul care învie morții ce a crezut de fapt Avram. În Evrei, în capitolul 11, ni se destăinuie exact această lucrare, exact ce crezuse Avram. Și ne spune cu privire la Isaac în versetul 19, că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Dragii mei, noi credem că Dumnezeu va învia într-o zi pe toți care au murit drept și nedrept Și în baza acestei credințe, noi știm că omul îi se dă să moară o singură dată și învii o singură dată. Iar după moarte vine judecata. Ei, aici e problema. Că dacă viața se rezuma numai la aici, trăiam, făceam ce vrem, oricum nu mai contează după, viața era simplă. Și Pavel încă spune, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Iisus Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Adică oricum numai o viață ai, și atunci în viața asta te înfrâni, trăiești în fel de fel de restricții. Tu vrei să fii mai plăcut lui Dumnezeu când oricum după nu mai vine nimica. Am fi cei mai nenorociți. Atunci da, mâncăm, bem, ne veselim că mâine murim. Dar noi știm că cei ce mor într-o zi vor învia și Dumnezeu prin puterea sa îi va aduce pe toți înapoi la viață. Ei atunci contează în care parte te-ai orientat înainte să mori. Aici se face diferența. Și ca să vedeți, dragii mei, mergând până la capăt, că aici stă argumentul credinței date Sfinților, dată și pentru totdeauna, ne spune Apostolul Pavel în fapte, în capitolul 17, predicând la antena, Dumnezeu, versetul 30, nu ține în seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și pe cum Iisus Hristos a înviat din morți. Într-o zi, cei ce au adormit în Hristos vor învia și ei la viață împreună cu El. Aici stă taina acestei credințe dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Eu cred că Isus Hristos mă mântuie, se întoarce și mă ia acasă. Și pentru ziua aceea, nădește aceea, eu sunt chemat să-mi curățesc viața și să trăiesc în conformitate cu cerințele Domnului Isus Hristos. Doamne la aceasta! Aici stă fundamentul acestei credințe. Și ca să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu această relație o vrea împreună cu Fiul Său, ne spune Apostolul Ioan 1, Ioan capitolul 5, cu versetul 10. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viața. Și aici, dragii mei, noi avem perspectiva vieții. Totul stă ancorat în Domnul Iisus Hristos. Indiferent de ce ai în viața aceasta, dacă nu l ai pe Hristos, nu ai absolut nimic. Era un exemplu foarte pragmatic dat odată, care mi-a plăcut foarte mult. Era în al doilea război mondial, doi tineri luptau la război fiind luați în armată. În timpul luptei, unul din ei a fost grav rănit, și celălalt care era ascuns a sărit afară să salveze prietenul său. Când a sărit să-l salveze, a fost el împușcat și acum trăgea el să moară. Acesta care acum era încă în viață, se uită la prietenul său care murea în brațele lui și văzând că a trecut din viață, fiind așa de mișcat că și-a dat viața pentru el, i-a făcut un portret cum a știut el pe o bucată de hârtie. Nu era pictor, nu era bun la desen, dar așa cum a știut la desenat pe prietenul său venind înapoi acasă de la război, s-a dus la tatăl acestui băiat, era un om foarte bogat, avea multe picturi foarte frumoase în casa lui, foarte scumpe. Și a dus acest portret spunând, fiul tău a murit pentru mine. Primește acest umil cadou din partea mea ca un gest al mulțumirii că fiul tău a murit pentru mine. Tatăl a luat acest portret, l-a pus într-o ramă frumoasă și l-a pus exact la intrarea în casă. Veneau foarte mulți oameni bogați să vadă casa acestui om și în special acele picturi deosebite. Și priveau la ceea ce se întâmplă și primul lucru spunea bătrânul, haideți să vedeți portretul fiului. Și arătau acea măzgălitură pe o foaie. Și oamenii spuneau, da, asta e o măzgălitură, dar vrem să vedem acele picturi deosebit frumoase. Într-o zi bătrânul mare. Și se face un auction foarte mare ca să se vândă tot ce are el. Au venit oamenii să cumpere acele tablouri minunate. Și în timp ce erau acolo, cel care conducea acel eveniment spune, începe în prima dată cu portretul fiului. Cine vrea să-l cumpere? Și nimeni nu vrea să-l cumpere. Au început să râdă oamenii. Nimeni nu o să cumpere o măzgălitură. Se începe cu portretul fiului. Vrea cineva să-l cumpere? Nu vrea nimeni să-l cumpere. Oameni bogați cu foarte mulți bani. Începem la 100 de dolari. Dă cineva 100, nu dă nimeni niciun dolar pe el. Dacă nu 100, 90, nu 90, 80, 50, 20 de cineva, nu vrea nimeni să-l ia. 5 dolari de cineva și un bătrân din spate zicea, eu am slujit acestei familii, am fost robul familiei acesteia, Aș vrea eu să cumpăr portretul fiului. Să-mi rămână o amintire de la stăpânul meu. A fost un băiat deosebit. Dați-mi voi să-l cumpăr eu. În momentul acela, cel care congea spune, se oprește aici toată discuția. Tot ce are acest stăpân, merge acestui om. Au sărit oameni în picioare, supărați. Nu se poate, imposibil. Noi am venit să cumpărăm tablouri. Se scrie în testament. Cine cumpără portretul fiului, primește toată averea. Dragii mei, ai venit din România în Paris, în Franța, cu nădejdea să-ți faci un viitor mai bun, să lucrezi, să faci niște bani în plus, să-ți construiești o casă, să aibă copii un context social mai bun, ești aici cu dorința să ai o viață mai bună. Vreau să-ți spun în seara aceasta, nu contează ce ai în viața aceasta, dacă n-ai pe Fiul lui Dumnezeu, pierzi absolut tot ce ai, dar dacă ai pe Fiul, într-o zi când vine Domnul, primești viața veșnică, măriți să fie numele Domnului și de e sărac lipit pământului într-o zi veșnicie a noastră, acolo cu Domnul vom avea bogății deosebite, că El ne de cerul, mărit fie numele. Asta e credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna în Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru mine, a înviat după Scripturi și pentru că și eu voi învia, vreau să fiu a Lui, Doamne ajută! Dar această credință se dovedește, dragii mei, prin patru etape, prin patru situații prin care viața noastră va trebui să treacă. Și dacă nu se încadrează, nu contează că te numești tu pentecostal, baptist, ortodox, cine vrei tu, nu intri în părtășia cu Fiul lui Dumnezeu. Observați cum se vede această credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna. În primul rând, dragii mei, această credință se manifestă printr-o credință în cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu, capitolul 1, cu versetul 15, însuși Mântuitorul predica spunând, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ne-a lăsat Dumnezeu Evanghelia Vestea Bună, scrisă în Sfânta Carte Biblia și ne este dată la îndemână a fiecăruia. Eu vă întreb, dragi frați creștini, numiți al lui Dumnezeu, Credeți în cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Atâta luptă se dă să se schimbe cuvântul Domnului. Și sunt versete care nu ne plac. De deci ce o scris Pavel asta? De deci ce o scris Petru asta? Dacă s-ar putea să-i dăm o nouă interpretare, o răstălmăcire să ne iasă și a noastră bună cumva și vrem să schimbăm cuvântul Domnului, eu cred din toată inima că tot ce scrie în Sfânta Scriptură, e de la Dumnezeu, e bine pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin la aceasta? Credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna se manifestă printr-o credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să rămânem ancorați în acest cuvânt. Și vreau să vă spun, nouă ne plac manifestările haristice, acelea minunate care le face Duhul Sfânt, dar vreau să vă spun că cel mai mare proroc, care îți poate vorbi este cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred în darul Duhului Sfânt, cred în prorocie, cred în lucrarea Domnului, o iubesc, o stimez, o practicăm în adunare, dar vreau să vă spun că acest mare proroc îi dat pentru fiecare dintre noi și Dumnezeu știe să ne călăuzească. Într-o zi, doi băieți discutau împreună și unul spunea, eu vreau să mă duc la o petrecere. Aș vrea să mergem la o petrecere. Ăla te spune, dar nu-i voie. Nu-i voie, că știi că la noi la pocăiți nu-i voie. Și el spune, hai să mergem să întrebăm pe Domnul dacă e voie sau nu-i voie. Merg împreună la un frate păstor și proroc bun al lui Dumnezeu și spune, frate, noi avem o cauză înainte lui Dumnezeu, la care băiatul care vroia să meargă spunea, auzi frate, și de prorocești că n-am voie, eu tot vreau să mă duc unde vreau să mă duc. Eu vreau să mă arăt mie în Sfânta Scriptură unde spune că eu n-am voie. La care le spune, auzi băiete, eu nu sunt așa de deștept să știu toată Sfânta Scriptură, dar facem noi ceva. Uite, eu deschid Biblia o deschid așa și tu pune mâna unde vrei tu și citim exact unde se deschide și ce scrie acolo să fie un răspuns pentru tine. Deschide fratele Sfânta Scriptură după rugăciune și băiatul pune mâna în Ieremia, capitolul 16, cu versetul 8. Să nu intri nici într-o casă de petrecere ca să te așezi cu ei să mănânci și să bei. Prorocie din partea lui Dumnezeu. O rămas băiatul stupefiat. Asta scrie în Biblie. Asta scrie în Biblie. Ei, dragii mei, știe Dumnezeu să ne răspundă prin Sfântul Cuvânt al Său. Eu nu știu cât de mult mai prețuim noi Cuvântul Domnului, dar are Dumnezeu să ne vorbească prin Sfântul Cuvânt, mărit să fie numele Domnului. Eram într-un moment de criză, eram într-o situație în care aveam o problemă de sănătate. M-am dus la doctor, mi-a prescris și medicamente foarte puternice și mi-a fost frică să le iau știind că dau într-o dependență foarte mare și după aceea greu mai ești de pe ele. N-am vrut să le iau, dar nici nu mă făceam foarte bine. M-am tot frământat ce să fac, aveam să mă duc înapoi în, alt control și mă gândeam că o să mă întrebe, le iei sau nu le iei? Dacă nu le ei, dai de probleme cu ei. Dacă le ei, mi-era frică mie ce o să mă fac. Mi-am strâns familia pe lângă mine și ne-am rugat împreună. Și ziceam unui copil, după ce noi ne rugăm, ai să spui tu un număr și eu deschid Biblia și vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească și ce spune Domnul, aia o să facem. Ne-am rugat împreună, revin dragii mei, eu cred în prorocie, cred în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit de atâtea ori, cu da și amin, cum zice noi, și s-a împlinit cuvântul Domnului, cred din toată inima, dar e mare lucru când Dumnezeu îți vorbește personal prin acest proroc binecuvântat care l are fiecare în mână. Ne-am rugat împreună, o rugăciune cu lacrimi, mi-era frică să zic amin ca nu cumva să aflu răspunsul, că dacă va Finu, nu? Ce mă fac? Și dacă îi da, mi fi frică să le iau, ce o să fac? Și după ce ne-am rugat, băiatul spune 18. Am deschis Sfânta Scriptură și la Daniel capitolul 8 se deschide. Este un singur verset 18 pe amândouă pagini și spune așa. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Pe baza acestui cuvânt am crezut că Dumnezeu vrea să-mi dea vindecare. N-am luat medicamentele și după mai câteva zile, Dumnezeu s-a atins de mine, măriți să fie numele. Dumnezeu vorbește prin Sfântul Cuvânt. Drag frate penticostal, care te bați cu pumnul în piept că tu ai credință adevărată, mai crezi în Cuvântul lui Dumnezeu? Și cuvântul ăsta, nu doar să-l ai în mână, el trebuie să-l citești, și să crezi ce spune, să lasă să te influențeze, să-ți schimbe mentalitatea, gândirea, viața, să te ducă pe făgașul binecuvântării. Doamne ajută la aceasta! În zona Chicago, mulți ani în urmă, printre primele biserici care au fost stabilite de frații români pendicostali, au avut de conducător pe frate pe nume George Galiș. Când l-a ordinat frații pe fratele Galiș, motivul pentru care l-a ordinaseră era că avea mașină și vorbea limba engleză. El nici nu știa cum să facă lucrarea, nu era pregătit, nu avea pregătire și încă s-a împotrivit, nu vreau să fiu ordinat. Fratul să frate, trebuie ca să ne reprezinte și pe noi unul. Și pentru că ai mașină și ești, știi limba engleză, te ordinăm ca păstor. Și așa a fratele George ordinat, necăjit că el nu știe cum să facă lucrarea. Într-o zi, un frate pe nume negru se îmbolnăvește și merge la spital. Și acum îl sună pe fratele Gali să vină să roage pentru el. Când ajunge în parcarea spitalului fratele Galiș, se roagă supărat înaintea Domnului. Doamne, tu m-ai chemat în slujba asta. Eu nu știu cum să fac slujba. Și parcă văd că mă duc sus și omul ăsta mă întreabă, ai vreun cuvânt din partea Domnului pentru mine? Și o ce să-i spun? Eu cum să-i răspund? Doamne, dăm tu un răspuns pentru omul ăsta. Ce să fac cu el? Ce el deschide Sfânta Scriptură? Și când o am în două pagini erau complet negre și din scripturi șau ca niște litere de foc care spuneau spune că va trăi și nu va muri. Se sperie, fratele, închide Biblia. Ce Doamne, dacă chiar ai fost Tu, fă să mai fie încă o dată. Deschide Biblia, am în două pagini negre, ies din scriptura aceeași cuvinte de foc, spune că va trăi și nu va muri. Închide iară Biblia. Ce Doamne, iartă-mă, da. Dacă chiar ai fost tu, fă să mai fie încă o dată. Deschide a treia oară și exact la fel iese din cuvântul Domnului. Închide iară Biblia, ce Doamne, acum dacă chiar ești tu, fă să fie Biblia normală cum trebuie. Deschide Biblia și Biblia care avem fiecare în mână. Pleacă sus în salon și prima întrebare care o pune fratele, frate, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine? Și fratele spune, da, frate, Domnul spune că vei trăi și nu vei muri. Slavă Domnului, roagă-te pentru mine. Și am făcut ungerea, nu știa cum se i facă. L-am uns din cap până în picioare cu un de lemn. M-am rugat pentru el. Minunea este că Dumnezeu l-a vindecat pe fratele negru, a trăit mai mult decât a trăit fratele galiș și Dumnezeu și-a împlinit cuvântul, măriți fie numele. Dragii mei, avem fiecare în mână Cuvântul lui Dumnezeu și ne măgulim că Dumnezeu ne vorbește și nu știm ce să ne facem, nu avem călăuzire. Vai de noi că nu deschidem cartea, hai să iubim cuvântul acesta că e mană din cer pentru noi. Și unii zic, ni s-o scârbit inima de mana asta proastă, hai fă-ne pantomimă, fă -ne un show în adunare, aia înseamnă bucurie, lăsați pocăința și cuvântul, este un singur standard pentru mântuire și cuvântul lui Dumnezeu în Domnul Hristos, măriți fie numele. Credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este o credință în cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este o credință într-un botez făcut conștient. Ne spune în Marc, în capitolul 16, cu versetul 15, Duceți-vă în toată lumea și provăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci este chemarea să crezi și în baza acelei credințe tu cer botezul. Să poți mărturisi cu gura ta personal pe Domnul Isus Hristos. La binecuvântare vin copilașii la vârsta lor care o au, undeva la șase plus minus săptămâni. Și vin la biserică să ne rugăm pentru ei. Și vin părinții cu ei să-i binecuvântăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă luați un copilaș de șase săptămâni și îl întrebați, auzi, crezi în Domnul Iisus Hristos, se poate că El doarme și nu te ascultă. Dar auzi, crezi că o muri pentru păcatele tale și nu se spune. Dar crezi că El vine înapoi să ducă acasă, nu vorbește cu tine. Aici e problema, dragii mei. Dumnezeu vrea un botez conștient și mai mult să păstrăm legământul care l-am făcut în apa botezului până se întoarce Domnul Isus Hristos. Al minteri, aici apare o mare problemă. Și mai mult, dragii mei, în spatele acestui botez va trebui să stea o naștere din nou, o schimbare reală a minții noastre, în baza căruia cugetul curat mărturisește în botez că noi vrem să fim copii ai lui Dumnezeu. Aici este trauma mare care o trăim. Mulți spun, de ce în biserică avem frați pocăiți și frați mai lumești? Știți de ce? Pentru că de prea multe ori, din nefericire, am botezat oameni nenăscuți din nou, că au vrut și ei botezul, s-au supărat neamurile să nu-i botezi și ce să faci cu ei, că și ei trebuie să fie a noștri. Și acum ne uităm la el, la biserică vine și nu vine. De citit citește și nu citește. De pocăit se ține și nu se ține. Dar până la urmă și el e membru în noastră. Dumnezeu vrea un botez făcut în baza unei conștiențe, a înțelege că e Domnul, a te naște din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a intra în legământ cu Dumnezeu păstrându-l până la capăt. Doamne ajută la aceasta! Era o întâmplare care fratele Pavel Tipei o povestea, poate ți auzit-o, îngăduiți-mă să o repet în această seară dacă ați mai auzit-o. Zicea lui că într-o zi era mai tânăr pe atunci, a predica în aer liber și avea un botez în aer liber. Și când a terminat botezul, a început să strige, uite apă, care e urmă următorul? Ce că n-a venit nimeni. În față. A strigat încă o dată, a doua oară. Uite apă, care următorul? Te cheamă Domnul. Și n-a venit nimeni. Și a strigat a treia oară mai tare. Omule, cum pietrirea, inimitare, tale ți a o comoare de mânie pentru ziua răsplătirii lui Dumnezeu. Uite apă, care următorul? după a treia strigare zicea dumnealui, din spate a început să vină un om în față. Și când l-am văzut, m-am speriat. I-am zis, omule, nu pentru tine am strigat, pentru alții, stai liniștit. Cea mai devreme, când i-am botezat soția și -o fata, m-a sunat și mi-a spus, măi, drace de popă, dacă îmi botezi fata, eu intru în bazin acolo și te omor și pe tine și pe ea. Și acum o să venea spre mine. Și eu zic, stai cu minte că nu pentru tine am strigat, pentru alții am strigat. Și în timp ce el tot vine, eu, te rog, oprește, omule, stai liniștit. Și intră în apă lângă el. Și când m-am uitat la el, fiind și mai mare ca mine, mi-a luat microfonul din mână, ce era să-i mai spun? Zice, băi băiete, ai spus că eu am un suflet și îți dator în fața lui Dumnezeu pentru el. Dacă tu nu mă botezi, eu nebotezat tot nu plec de aici. Mă arunc eu în apă în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, dar eu nebotezat nu plec. ce să fac? L-am botezat după ce l-a botezat, zicea el că l-a sunat frații mai mari atunci și au spus, măi, cine te crezi tu, Billy Graham, să ții pe acolo, uite, apă, parcă văd acum că o să ai mari probleme. Asta a fost duminică, luni, marți, miercuri, noapte. Joi dimineață, soția acelui bărbat îl sună, frate, soțul meu a seară murit, dar când se moară, era și mi-a spus, eu mă duc la Domnul, ne vom întâlni acolo. Asta înseamnă să faci legământ cu Dumnezeu, să-ți schimbe Dumnezeu inima, să schimbe mintea, să te nască din nou și în baza acelei schimbări să ceri un botez conștient în numele Lui Hristos. Nu contează ce ramuri de creștinism o ai. Dacă n-ai făcut un legământ conștient cu Dumnezeu, dragii mei, nu ne încadrăm în credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Repet, Dumnezeu nu mântuie denominații, Dumnezeu mântuie E oameni care se întorc la el, măriți-i fie numele. Amin. În al treilea rând, credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este o credință în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care mai botează și în ziua de astăzi. În fapte, în capitolul 19, se întâlnește Apostolul Pavel cu o grupă de ucenici erau botezați în apă, crezuseră în Dumnezeu, se pocăiseră, că era botezul pocăinței primit, dar oamenii aceștia mai aveau încă o nevoie. Și Apostolul Pavel, prima întrebare care o pune, n-a fost cum le merge economia în Efes, nu le-a întrebat cine e acum în Parlament, nu i-a întrebat ce mănâncă ei dimineața. Prima întrebare este, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi dacă mărturisești o credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna, eu te întreb, ai primit Duhul Sfânt când n-ai crezut în Dumnezeu? Când ai venit la stăruință, ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți, dragii mei, că Dumnezeu vrea să boteze cu Duhul Sfânt? Nu știu de unde în mintea noastră a născut acest concept. Biserică botezată cu Duhul Sfânt și biserică nebotezată cu Duhul Sfânt. Frați care au botezul cu Duhul Sfânt și frați care cred că este opțional. Dragii mei, dacă vă uitați pe paginile Noului Testament, lucrarea botezului cu Duhul Sfânt este o lucrare normativă în viața bisericii. De cinci ori, ni se spune se botez cu Duhul Sfânt. În toate cinci era urgență. Trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. n de unde să ai putere, n-ai de unde să ai capacitate să rămâi în picioare dacă nu vine Duhul Sfânt în vasul tău. Avem nevoie de botez cu Duhul Sfânt. Mm. Și mulți spun la îndoială, oare vorbirea asta în alte limbi este chiar reală? Am dat deja două exemple ulterior tinerilor. Mă repet în această seară să spun alte două exemple. Era în Timișoara, cu mulți anume la Biserica Elim. A venit un om foarte bine educat și a intrat în adunare. Un frate îl vede și știind că este un om din alta societate, s-a bucurat la chemat lângă el, stând acolo pe bancă, un program frumos care la Elim la Timișoara. O cântat fanfară, o cântat orchestra, o cântat corul, o fost predică foarte frumoasă, poezii. Și acum când e gata programul, frate nu spune, o tânără să mulțumească lui Dumnezeu. Și începe o fată să se roage și în timp ce se roagă ea, începe în alte limbi. Și în alte limbi, și, în alte, și merge în alte limbi. Că noi așa spunem, măi, nu se poate, nu e normal. Dar Duhul în tot Dumnezeu -i. și unii ori Dumnezeu lucrează cum nu credem noi, dar mai deștept Dumnezeu ca și noi. Și când se roagă fata asta, frate, spune mintea lui, după tot programul ăsta frumos, fata asta a stricat absolut tot. O să zic ăsta că suntem niște nebuni o să pleci de aici cu mâinile în cap, că vai de capul nostru. Când e gata totul, îl întreabă, ți-a plăcut corul, fanfara, orchestra, o cine e fata care s-a rugat? E normal că mai departe putea să întrebe. Fugi la frate Codreanu, hai repede că e o problemă. Vine la omul ăsta, ce drăguțule? Auzi, cine e fata care s-a rugat? O fată din biserică. Ce studii are fata asta? N-are, o fată de la țară. Dar de ce mă întrebi? Eu sunt profesor universitar și studiez limbile antice, limbi moarte, care nu se mai vorbesc. Suntem numai o mână de experți în lume care știm să citim și să vorbim limbile acestea. Fata asta, în ziua de azi, mi-a vorbit într-o limbă care eu studiez toate secretele din viața mea, nici soția mea nu știe aceste secrete. Cine sunteți voi? ăsta e Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, dragii mei. Și noi spunem că nu se poate, că a fost numai atunci, că nu mai este. Duhul Sfânt mai botează și în ziua de azi, dragii mei. Și dacă încă n-ai experimentat, nu stai liniștit pe bancă, că se poate și mâine. Seara asta ai nevoie de Duhul Sfânt. Și mă rog din toată inima Domnul să mai toarne Duhul Sfânt în adunare. O familie de români merg într-o biserică americană de undeva din zona lui Atlanta amândoi erau români baptiști. Și merg la o biserică foarte mare, americană, americană, americană. Intră în părtășie împreună cu biserica și în timpul acela se face o rugăciune. În timp ce se ruga toată biserica împreună, în spatele lor aud pe cineva vorbind în limba română. Când se întorc înapoi, era o chinezoaică. Nu și în limba română. Dar zicea fratele, așa o vorbire frumoasă despre Dumnezeu, așa cuvinte înălțătoare, eu român fiind, în viața mea n-am auzit, așa niște cuvinte avea în limba română și îl preamărea pe Dumnezeu. Mă uit la și mă gândesc eu, se poate că a studiat în vechiul comunist în România, că veneau chinești pe la noi și studiau, zicea el, și mă gândesc că de aia. Când se termină rugăciunea, se întoarce la și spune, de unde sunteți, pacea Domnului? la care ea se așa, așa un pic speriată la el și nu zice nimica. Vorbiți limba română, nu? Ea se așa, așa foarte suspect la el. O ia pe engleză. Zice, ai, ai fost în România, ai studiat în România? Și eu sunt american, că m-am născut aici. Nici nu știu unde e România pe hartă. ce deci, nu se poate. Tu acum vorbeai în limba română la care ea se prinde. Eu, eu sunt botezată cu Duhul Sfânt. Eu m-am rugat în alte limbi. Dar dacă ai înțeles ce am spus, spunem -mi și mie să mă bucur și eu. Deci am rămas surprins. Dumnezeu chiar vorbește prin Duhul Sfânt și lasă în vorbirea în alte limbi o însoțire specială. Ăsta e Dumnezeul nostru. Măriți să-i fie numele. Și îngăduiți-mă să mă repet. Spuneam și la cealaltă biserică și la tineri. Am avut experiența asta acum două săptămâni luni, la noi la adunare, dragii mei. Am fost în stăluință după Duhul Sfânt. Domnul botezat 19 cu Duhul Sfânt un băiat din adunarea noastră se ruga împreună cu fratele său un pic mai la distanță. El botezat acum cu Duhul Sfânt, mișlocea și el pe lângă ceilalți, au cum un pic deoparte. Și fratele său mai din față se ruga și el pentru Duhul Sfânt. În timp ce se roagă, fratele Viorel Pavel de la Dumbrăveni era împreună cu noi, păstor din biserica fratelui Virgil Neagu, era împreună cu noi. 20 de ani au fost în Spania, știa bine limba spaniolă. Și ne întreabă, măi băiatul ăsta știe limba spaniolă? Nu, de ce? Auzi, vorbește în limba spaniolă. Mergi și-l oprește, Dani Bărțan și-l întreabă, măi, tu vorbești spaniolă? Nu. Nu no, roagă-te mai departe. Se roagă el, fratele, ascultă din nou. Ce are frânturi în spaniolă și vorbește pe în alte limbi. Dar zicea trei lucruri în limba spaniolă. În primul rând, Doamne, fratele meu e și el aici, are și el nevoie de ce mai dai și mie, dă și lui. Și fratele se era în față mai un pic și se ruga și el pentru Duhul Sfânt. În al doilea rând spunea, Doamne, în familia noastră este o greutate, te rog în dur de familia noastră. Ce nu știam nici noi, nici copii, că în momentele acelea, la o ori după ce au plecat la biserică, părinții au plecat la spital de urgență, mama a intrat în operație. Ziceau doctorii că așa caz, n-au văzut de când să iei doctori. Și Duhul Sfânt mișlocea prin copil pentru pentru mama lui. Și spunea în al treilea rând, Doamne, apropie-mă de Tine, pune-mă lângă Tine și chiar din viață n-ai să-mi dai bogății, dăm experiențe cu Tine. ăsta e dul sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei. Eu zic, mărit să fie în numele Domnului. N-ai vrea și tu acea experiență, să te rogi acasă, să te rogi în alte limbi și fără să știi tu, Duhul Sfânt se roage pentru copilul tău, pentru soțul tău, lucru care nici tu nu le știi, dar le știe Dumnezeu, răspunde, că ăsta e Dumnezeul nostru mare, Măriți să-i fie numele. Ce-mi doresc pentru Biserica Philadelphia să fiți o biserică plină de Duhul Sfânt, în care prezența Domnului, lucrarea Domnului se vadă în adunare și se spună că aici e prezent Domnul Iisus, Doamne, ajută la aceasta. Amin. Și în ultimul rând, dragii mei, credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este o credință în minunile lucrate de Dumnezeu. Ne bucurăm că am fost botezați cu Duhul Sfânt. Dar nu stați pe bancă liniștiți, că după botezul cu Duhul Sfânt, îi nevoie de darurile Duhului Sfânt, e nevoie de manifestarea Duhului Sfânt. Și am ajuns așa de reci în adunări, că prea puțin se mai manifestă lucrarea Duhului Sfânt între noi. Mă întreb, unde sunt vasele Domnului? Unde sunt cei de care se deau la îndemână lui Dumnezeu, care se deau în post, în rugăciune, care așteptau să lucreze Domnul? cântem noi, mai adă Doamne acele vremuri din trecut, dar eu mă rog, mai ada aceea pocăință din trecut, Doamne, să stăm în prezența lui Dumnezeu. Spune Marcu, capitolul 16, încă o dată, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu spune pe cei ordinați, nu spune pe păstori, pe prezbiteri, pe diaconi, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vreau să vă spun că Dumnezeu și azi mai face semne și minuni. Și azi mai lucrează prin Duhul Sfânt de biruință, face lucrări de slavă. Dumnezeu încă își manifestă puterea. Eu zic prea mărit să fie în numele Domnului. Acum câteva zile în urmă am fost la o tânără soție care rămăsese gravidă. Și la primul copil foarte multe grețuri, dar în schimb o stare în care n-am mai putut să mănânce. Trei zile n am mâncat și n-a băut nimic. Orice punea în gură, nu putea reține. A fost și la spital, nu știa, nici medicamentele care le primesc pentru această situație nu au ajutat. Și ne-a chemat să ne rugăm pentru ea, cea, nu știu ce să mă fac, dacă nu mă ajută Dumnezeu, n-am ce face. Ei, dragii mei, ne-am rugat pentru fata aceasta, s-a făcut un cireac cu de lemn și am plecat acasă, a fost seara, dimineața o mâncat, nu păți nimic. Seara au mâncat, nu păți nimic. Din ziua aceea au început să mânce bine și au revenit că Dumnezeu e cel care ascultă rugăciunea. Vreau să vă întreb, aveți nevoie de manifestarea Duhului Sfânt al Noare, dragii mei? Noar. E nevoie de prezența lui Dumnezeu. Știți cât de minunat lucrează lui Dumnezeu? Vă spun o mărturie de la unii biserici care pe noi ne-am bucurat are mult și am spus în mai multe locuri. Cu vreo câțiva ani în urmă, o mamă a născut la noi în adunare și după ce a născut a fost o naștere foarte complicată. Doctorul trebuie să o opereze și a rămas în spital pentru câteva zile. Două, trei, patru zile au fost bine. După care s-a simțit foarte rău. A început să facă o reacție foarte rea, nu putea mânca, nu putea bea nici măcar perfuzile, nu puteau să îi le dea și nu știau doctorii ce să facă cu ea. Era în timpul Paștului și sunt pe fratele Vasile Hozan, am primit din partea Domnului acest îndemn să mergem până la sora. Știam că e în spital, dar nu știam cei cu ea. Și plecăm seara, pe la 11 noaptea, preț de o oră până la spitalul unde era ea. Ajungem la spital pe la 12 noaptea, intrăm în salon și când ne vede sora începe să strige, numai Dumnezeu vă trimis, numai Dumnezeu vă trimis, dacă Dumnezeu nu mă vindecă, eu mor, eu nu mai pot, eu mor, nu vă să copilul de câteva zile, nu se putea ridica din pat. Ne-am rugat în seara aceea, s-a făcut uncirea cu de lemn și Duhul Sfânt vorbește că este un nord negru care Dumnezeu la lungă de peste ea se îndură de ea. Am plecat acasă, dragii mei, a doua zi mă sună un frate care îi soție era și ea în spital, colegă cu ea și strigă, frate Andrei, minunea lui Dumnezeu, minunea al omle, ce minune! Băi, seară după ce ați plecat, în preț de două, trei ore, s o sculat, o mâncat și băut. La ora 5 dimineață, pe picioarele eu mers până la copil. În două zile au fost extrenate din spital și ea personal mărturisea în biserică minunea asta. Ăsta e Dumnezeu care lucrează, dragii mei. Nu oamenii, că noi suntem carne și oase. Mare Dumnezeul nostru, mare pe și credința dată Sfinților, odată și pentru totdeauna, se manifestă prin minunile lui Dumnezeu. Când ai văzut ultima oară, tu personal, minunea lui Dumnezeu în viața ta? Era copilul nostru mai micuț, primul copil, eram mai la începutul o bolnav. O făcut o febră foarte intensă. Nu știam ce să facem cu el. Părinți tine, la început, ce să ne facem? Să merg la spital până ajunge acolo, febră undeva la 40 de grade. Ne uitam la el că nici nu mai mișca prea mult. Ce să faci cu el? Ne-am pus pe genunchi noi doi în casă și am făcut o rugăciune. Nu eram nici ordinat, nu eram pus în slujbă. M-am rugat eu ca tată împreună cu soția mea. Și când am terminat rugăciunea, I-am luat din nou temperatura, era înapoi la 36, la o simplă rugăciune, dragii mei. Asta le-am văzut eu cu ochii mei, că Dumnezeu meu e viu, mărit să fie numele. Zicem la Paș, Hristos a înviat, dar eu vă întreb, e viu Hristos al nostru, dragii mei? Dacă e viu Hristos al nostru, când l-ai văzut lucrând ultima oară? Și dacă nu-l mai vezi, puneți întrebarea, mai ești în credința dată Sfinților, odată și pentru totdeauna, Dumnezeu să-și însoțească biserica sa, să mai lucreze E Dumnezeu cu semne și minuni. O mamă din adunarea noastră a rămas gravidă, a avusese o pierdere mai devreme, undeva la jumătatea terenului. A fost o criză foarte mare și rămâne acum din nou gravidă. Mă sună soțul ei și spune, frate Andrei, vreau să-i facem mungere dacă se poate, dar te rog frumos, nu spune la nimeni că e gravidiară, că n-aș vrea să mai fie iar o pierdere, iar o traumă. Dacă se poate, nu spune la nimeni. Vin duminică la biserică, asta cu vreo 3, 4, 2 ani în urmă. Vin duminică la biserică și împreună cu fratele Amos Sozan, băiatului Vasile Hozan, ne rugăm la o altă. Și nu-i zic pentru ce. Îi facem mungere la sora Naomi care are nevoie de atingere din partea Domnului. Ne rugăm pentru ea și plecăm acasă. A doua zi mă sună fratele Amos. Auză, frate Andrei, de ce ne-am rugat pentru sora Naomi? Dar de ce mă întrebi? De ce ne-am rugat? Dar de ce mă întrebi? Spune-mi de ce mă întrebi. Ce auzi? Când ne-am rugat, am avut o cunoștință din partea Domnului. Ea este gravidă și Domnul spune că va fi bine și nu va păți nimic. Zic, sună și spune Mă, dar mie mi-e frică. Mă, sună și spune Sună și spune lucrarea exact după cuvântul Domnului. După sarcina până la capăt, o veni la binecuvântare cu copilul și Dumnezeu și-o preamărit numele, dragii mei. ăsta e Dumnezeu care lucrează. Tot acum, vreo două luni în urmă, vine o familie la binecuvântare cu o fetiță. Familia aceasta a încercat și a vrut să aibă copii mai mulți ani de zile și n-a putut. Și după mai multe încercări, Dumnezeu în bunătatea Lui s-a îndurat de ei și le-a dat un copilaș. Rămâne în gravidă și în timpul sarcinii, doctorii fac niște analize și găsesc că la ambele mâini îi lipsește un deget. Ambele mâini, numai patru degete la am două mâini. Mai fac încă o dată analizele și am în două mâini numai patru degete. Zic ei după tiparul medical, astfel de situații denotă că este un fel de sindrom foarte periculos și nu va fi bine copilul. i mai făcut iar analize și i-au găsit tot patru degete. Ne-am rugat când ne-au cerut ei și am făcut un cerac de lemn. Domnul spunea că va lucra în dreptul lor. I-au făcut iar ultrasound înainte de naștere cu puțin timp și tot numai patru degete aveam în două mâini. Când s-a născut fetița, s-a născut cu cinci degete la amândouă mâini, dragii mei. Nu știu când, dar Dumnezeu a știut să lucreze și a dat biruință. Ăsta e Dumnezeu care lucrează. Tatăl acesta mărturisea acum două luni la binecuvântare, cum Dumnezeu a făcut minunea în familia lor. Dragii mei, eu am văzut lucrări, eu sunt penticostal înrăit, eu l-am văzut pe Dumnezeu lucrând. Nu mă poți convinge că nu este. Există Dumnezeu, Hristos e viu, Duhul Sfânt lucrează și în Biserica Filadelfia îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze între voi. Vă mai doriți lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei? O mai așteptați din toată inima că cel ce cere și caută Dumnezeu e bun să dea și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să vă îmbrace cu Duhul Sfânt Amen. și cu putere. Într-o vreme când se caută schimbări, într-o vreme când se pune presiune pe păstori, pe lucrători, de ce ata pocăință, de ce batic, de ce fustă, de ce să trăim în post, de ce în rugăciune, de ce atâtea, într-o vreme când se dau lupte mari, nu uitați, dragii mei, biserica este a lui Isus Hristos. El a trasat credința Sfinților dată și pentru totdeauna. Nu se schimbă niciodată. Cât ori ține viacurile, acest cuvânt rămâne în picioare. Și această credință se manifestă prin credința în cuvântul lui Dumnezeu, printr-un botez conștient, printr-un Duh Sfânt care botează, prin minuni concrete care Dumnezeu le face. Și ce îmi doresc eu în adunarea dumneavoastră, Domnul să lucreze. Și dacă apare ca la ucenici aceea stare, Doamne, ai milă de noi! Atunci să venim și noi cu răspunsul, Doamne, mărește ne credința, amin.